ziua, sărut, noi mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a vorbi despre lucruri extrem de banale, dar foarte semnificative, mai ales în această perioadă a Sfintelor Sărbători Pascale. De Paște, în Frasin și nu numai, în întreaga Bucovină și nu numai, se pregătesc bunătăți alese, alminteri, lucruri foarte simple pe care noi, românii, de-a lungul anilor, le-am făcut fiecare pe la casele noastre. Da, fi. Vă rog frumos să ne spuneți mai întâi numele dumneavoastră și mai ales să ne spuneți câteva vorbe despre locul în care ne aflăm și putem să le arătăm telespectatorilor măiestrii ale bucătăriei pe care dumneavoastră o gestionați. Da, mă numesc Bilana Crămeara. Bună ziua pentru început. Bună ziua! Ne aflăm la pensiunea Codrii Bucovinei din frumoasa Bucovina, situată între localitatea Frasin și, și comuna Vama. Lucrez la această pensiune de aproximativ 8 ani. Eu zic că este o pensiune frumoasă, de bun augur, și vă arătăm cum se prepară pasca cu aluat de cozonac și brânză la noi în Bucovina. Mai întâi, de când faceți treaba asta și înainte de a lucra la această pensiune? De când am crescut mare, de când deja m-am căsătorit. Pasca se face la toată casa, de când mă știu și de copil, am învățat de la mama, de la bunica. Este un produs care se mănâncă de Sfintele Sărbători Pascale. Și de înălțare, știu eu. Și de înălțare, dar mai sigur de Paște. Uh-huh. Din ce este compusă? Cum se face? Cum se prepară? Pentru că e ușor să spui că e un produs de cofetărie extrem de simplu, dar are și el, acest produs, secretele lui mai mult sau mai puțin tăinuite. Da, pentru a face pasca ne avem nevoie de jumătate kilogram de făină, 30 grame de drojdie, 4 gălbenușuri, 50 grame de unt topit, sare, aproximativ 6 grame, 100 de grame de zahăr, coajă de portocală de lămâie și 200 de grame de lapte. Ouul bătut este pentru ca să ungem deasupra. Pentru început, punem drojdia în mijlocul făinii pe care am pregătit-o aici în prealabil. Drojdia este verde sau uscată? Verde. Noi lucrăm întotdeauna verde? Cu drojdie verde, da. Punem o lingură de zahăr, chiar două. Noi avem pregătit laptele să fie călduț. Punem un pic aici și pregătim pentru a își face efect drojdia. Practic vorbim despre maia în momentul ăsta, maia, nu? Da. Adică despre elementele care dau consistență, aspect și vigoare produsului finit. Da. Lăsăm câteva minute să își facă efect drojdia, maiaua care am pregătit-o. Așa. După care continuăm procesul de frământare. Amestecăm zahărul cu laptele. Îl pregătim. Îl topiți bine? Da, îl topim cu laptele călduț. Laptele de preferat este să fie luat din piață sau din hipermarket? Laptele este de preferat de la gospodăriile... De la țară? Da. De la... Sau de la fermă, în fine. De la fermă. Din gospodărie. Uh-huh. Ăla de la hipermarket poate nu are atâtea calități. Suficientă grăsime. Așa, amestecăm. Punem acum sare peste gălbenușuri, aproximativ 6 grame, pentru a-i pronunța culoarea. Aici este gospodine care folosesc dovleac sau substituenți coloranți. Nu, noi nu folosim coloranți, nu este sănătos în primul rând,
Și noi așa suntem crescuți, obișnuiți cu ouă de casă, lapte din gospodărie. A, deci nu neapărat ouăle să fie cumpărate la cofraj de la vreun hipermarket. Nu. Ouă de casă. Iarăși ouă de casă. Când începe postul, toate gospodinele încep să-și pregătească ouă pentru a face ouă roșii, pentru a avea la copt pasca, cozonacul. Acum amestecăm aici, punem coajă de lămâie. Adică ne putem până la urmă permite luxul de a cumpăra lămâie, pentru că în gospodării spirește nu avem. Normal, sigur. Dar eu știu așa, de pe vremea copilăriei mele, că era rasă portocala de la Crăciun și păstrată cu zahăr. Da, dar acum cum se găsește în magazine, nu mai este o problemă că nu găsim portocală și lămâie. Acum ce ați pus? Untul? Untul topit. Da. Adăugăm lapte. Restul de lapte îndulcit, da? Da. Vă că nu-l puneți tot. Nu, pe rând. Deci trebuie și pus cumva a frământa pe rând ca să poată fi asimilat acest sigur, lapte alături de ingrediente. Sigur, să nu fie prea mult. Mm-hmm. Se frământă la mașină sau cum faceți dumneavoastră manual? Manual. Dar știți că sunt mașini dintre astea care da, sunt. Fac aluatul. Se face cantități industriale, la patiserii, la brutării, unde este cantitate mult mai mare, se folosesc anumiți roboți pentru frământare. Mm-hmm. E nevoie de multă răbdare să faci un aluat bun. Că nu-i greu să faci un aluat. Se frământă foarte mult pentru a fi un aluat bun, pufos. Asta e că e nevoie de răbdare și de migală, de foarte mult de atenție la detalii. Sigur că da. Probabil că în vremea copilăriei dumneavoastră ați prins covata de lemn. Sigur. Și se frământa în acea covată da. De lemn. Special destinată Crăciunului ori Paștelui. Sigur. Se frământă mult și în momentul când se desprinde aluatul de pe pereții vasului, este gata. Sigur, acum oamenii nu prea respectă întotdeauna gramajul ăla pe care l-ați folosit dumneavoastră la debutul expozeului, dar esențial este să ai ochi buni și să simți la mână, practic, da. Aluatul. Timpul de frământare este cam cât? 5 minute? 10 minute? Cu cât se frământă mai mult, cât este mai bun. Chiar și jumătate de oră. Dacă este cantitate mai mare, chiar jumătate de oră. Transpir. Mă frământăm. Acum l-am lăsat să crească. Deci lăsăm acolo să crească aproximativ o oră, depinde și de temperatura în care suntem, dacă este mai cald, crește mai repede, dacă nu lăsăm mai mult. După care o să ne apucăm să facem pasca. În trecut, oamenii lăsau aluatul la dospit și preț de aproape o noapte, iar dimineața de vreme se pregăteau să facă. Da, se pregătea. Dar era altfel drojdie, altfel era făina. Era alte condiții, altfel făina, contează mult și făina. Punem pe masă de lucru, un pic de ulei. Împărțim aluatul în trei părți. Am luat un cuțit.
trei părți egale, da? Da. Prima parte o punem în tavă. Prima parte se întâmplă să fie întinsă exact cât este fundul tăvii. Da, măsurăm imediat și vedem cu aproximații. Deci este ceea ce se numește blatul de pască. Da. Ei, hârtia aia de cop face minuni. Da, înainte nu se folosea hârtie. Înainte se folosea acest. Cu pana de găscă se ungeau pereții tăvii și fundul tăvii pentru a nu se prinde. Da. Femeile mai în vârstă și acum fac aceleși metode cum erau obișnuite. Și tăvile se numeau tingiri. Facem două baghete lungi pentru a pune împletitură pe marginea tăvii. Un fel de coroană, nu? Da. Vom pune brânza care am pregătit-o. ...400 de grame de brânză de vaci, 5 linguri de zahăr, 2 linguri de gris stafide. Brânză mult înseamnă bogăție? Da, putem spune și așa. Și este și bună. Nici asta nu e din caserole la hipermarket. Nu, tot din gospodăriile cetățenilor. Acum răsuciți vergelele astea pentru? Facem forma de cruce. Pentru crucea păștii, da? Da.
facem un pic de loc ca să putem așeza împletitura. Și acum completați ca să fie brânză din plin. Da, mai multă. Să fie la un nivel. Și acum vom face niște sfințișuri. Este un element mai nou. Da, care se pun pe împletitura. Și peste brânză. De fapt, se formează un fel de crustă de ou bătut. Da. Nu doar pentru aspect, cred. Și pentru crustă, și aspect, și culoare. Și acum o vom băga la cuptor la 160 de grade. Aproximativ 35-40 minute. Și acum ne uităm în cuptor să vedem dacă este gata. Este gata. Poate fi scoasă, nu? Este pasca noastră. Sigur, la o casă nu doar o pască se face, nu? Se fac mai multe. Sigur, se fac mai multe. În funcție de cam câți oameni sunt în familia respectivă și sau în neam. Și musafirii care iau, că de obicei la masa festivă de Sfintele Paști vin copii, vin rudele, vin vecini,
se unește și servesc masa împreună. Ciocănesc ouă roșii cu tradiționalele ouă roșii, cu sfeclă, cu hrean, pască, friptura de miel, care este nelipsită de pe masa tuturora, ciorba de miel, sarmale și câte altele. Cea mai reușită pască, cea mai frumoasă, de fapt, este cea care este și aleasă să și fie se pune pusă în coșarcă și se duce să se sfințească la biserică. Exact. Duminică dimineața se sfințește, toată lumea merge cu coșul, cu pască, cu toate bunătățile care le pune în coș, care se sfințește și se servește în ziua de Paște. Iar asta este o pască care se demnă de a fi, de a avea cinstea să intre în coșul de după învierea Domnului. Da, sigur. Pentru slujba ce se încheie cu exact sfințitul bucatelor. Da. Pasca, prima probă a fost trecută foarte cu brio, urmează proba cozonacului. Sigur. Aici mi se pare ceva mai multă elaborare în muncă. Vă rugăm să ne explicați concret cum faceți. Da, la kilogramul de făină o să folosim 50 de grame de drojdie proaspătă. O să o punem în vas, în mijlocul făinii, am făcut o burtă și am pus drojdia. O să punem 2 linguri de zahăr pentru a face maiaua. Și laptele încălzit. Lăsăm un pic pentru a crește, când în momentul când crește mai eu, suntem siguri că ne putem apuca de frământat. 10, 15, 20 de minute? Depinde de temperatura camerei. Dacă este cald, crește mai repede. Dacă nu este suficient de cald, o să crească mai greu. Așa și aluatul. Da, femeile, gospodinele acasă pun și pe sobă și aproape de sobă. Unde cât mai aproape de o sursă de căldură. De căldură, da, pentru că ajută creșterea aluatului. După care o să pregătim galbenușurile de ou, 5 galbenușe cu sare. Aici am sarea. Cât o fi de dulce cozonacul, fără sare nu se poate. Nici o mâncare fără sare nu se poate. Sarea se pune în galbenușul pentru a pronunța culoarea ouului, a galbenușului. Vom pune peste maia când este crescută. Punem coajă de portocală și de lămâie. Rasă. Laptele călduț îl vom pune într-un vas care a rămas și diferența de zahăr din cele 200 de grame pentru a-l omogeniza, incorpora zahărul în lapte. Avem pregătit și 100 de grame de unt topit. Acum o să începem să frământăm. Punem pe rând câte un pic de lapte și începem frământarea. De asemenea, cu cât frământăm mai mult, cu atât cozonacul o să fie mai fost, mai bun.
este un secret și la acest aspect. Cu cât frământăm mai mult, cu atât o să fie mai bun. Dintr-un kilogram de făină ne iese 2 cozonaci. Așa, ținem aluatul la dospit cât? Sigur. O oră, două. Trebuie. Aproximativ. Până tot așa, se aproximează până când ei fac o boltă. Își dublează volumul. Cum am spus, dintr-un kilogram de făină iese 2 cozonaci. Împărțim aluatul în părți egale. Și vom face 4 bile de aceeași cantitate să fie. Și acum o să începem să îl umplem. Facem prima vargă, ca așa se spune, și o să o umplem cu nucă. Nuca se pregătește din albușul care rămâne, noi folosim în aluat gălbenușurile, albușul rămas, o să-l batem cu un pic de sare, zahăr, se face ca o bezea și adăugăm nuca. Aproximativ 200 de grame de nucă, 150 de grame de zahăr și 4 albușe. O să folosim pentru a umple. Albușurile astea vin amestecate cu niște nucă, dar pe piață nuca o găsești foarte greu. A devenit un lux. Da, și foarte scumpă. Dar la gospodăria fiecăruia mai se găsește. La noi în zonă, majoritatea oamenilor au animale, au pământ, se hrănesc din mai mult din gospodării. De regulă, curățatul nucilor era o treabă pentru cei mici ai casei. Da, și pe timp de iarnă, când este cald în casă, se stă în casă să se sparg nucile. După ce am pus nuca, o să punem bucățele de rahat. O să împăturim. Facem a doua vargă, care o să umplem cu mac. Deci una este cu albuș și una cu mac. Da. Și cealaltă este doar cu mac. Da, macul se face un sirop din apă cu zahăr, se fierbe și se opărește, se fierbe și macul în siropul care l-am pus la plită. Esență de rom se folosește. Macă de asemenea poate fi ușor de cultivat în grădina, da, fiecăruia. Da, se cultivă. Deși suntem într-o zonă de subcarpați, așa... Da, dar se face. Se face. Da. Văzut mac în grădinile oamenilor și din Dorotea și din partea asta de Frasin. Adică aici iarna, dar vara e destul de cald, da, și are timp să se coacă bine în măciulie sămânța de mac.
Deci ați spus apă, zahăr și mac. Da. Aici. Și esență de rom. Și esență de rom. Se mai folosește și esențe. Cum ar fi? Pentru rom, vanilie, uh-huh. Pentru gust, pentru miros, pentru a se simți. După ce am uns cu mac, o să mai punem iarăși bucățele de rahat. De asemenea, o rulăm. Având aceste două părți, le împletim. Pe hârtie de copt. Și-l lăsăm la crescut în continuare. Dăm cu ou deasupra? După ce este crescut. A, la urmă se dă? Da. Va fi o iarăși înainte cupastră. De a fi pus în cuptor, în cuptor, nu? Înainte de a fi pus în cuptor, o să lungim cu ou și o să-l băgăm la cuptor pentru jumătate de oră, aproximativ 40 minute. O să lungim cu ou. Și o să-l băgăm în cuptor, în rulă. De fapt, aceasta este rulă. După aproximativ 30-40 minute, ne uităm în cuptor, în rulă. Și vedem că este gata. Acesta este cozonacul. O să lungem cu pensula cu un pic de ulei pentru a avea coaja moale. Să și strălucitoare. Și strălucitoare. Acesta este cozonacul. Bun, o muncă extrem de elaborată până la urmă, cu foarte multă atenție. Da, într-adevăr. Știți ce am remarcat? Poate... Am remarcat că dumneavoastră, în ciuda faptului că lucrați produse de genul acesta în posturi, adică ori în postul Crăciunului, ori în postul Paștelui, nu ați gustat deloc. Eu postez. Deși suntem eu în post postez, și teoria spune să postim. Ochiul bine format ca să știu ce am de făcut. Și ochiul, cred, și mâna și chiar și feeling-ul. Mâncarea. Îi dau gust doar la ochi. Deci eu nu gust. Nu neapărat să gustați. Da. Nu trebuie să gustați. Cum și sunt la alte cupturile care le facem permanent, avem deja gramajele, să știi despre ce este vorba, ce este de făcut. Deja nu este o problemă pentru noi. Vă dați seama că, de fapt, rețetele bunicii sunt, de fapt, o monografie întreagă, niciodată scrisă, doar spusă și concepută în mintea ei de fiecare dată când este Paște sau Crăciun. Da, cum v-am mai spus, anii anterior, femeile, gospodinele, nu aveau rețete, nu lucrau după rețetar, cum se lucrează acum, cum se face acum, și aveau niște copturi nemaipomenite, făcute la cuptor cu lemne, care acum nu oricine mai știe să facă lucrul acesta, și lucrau totul cu aproximații. Tot ce făceau cu aproximații. Degeaba spuneți aproximații. Eu cred că era mai multă precizie decât în cântăritul de azi. Cred că da, cred că mai multă precizie. Și aveau niște copturi nemaipomenite.
Vreau să vedem puțin cum arată și ouăle roșii făcute de dumneavoastră înaintea Paștelui. Ne apropiem de sobă. Sigur că și da. Ne explicați acolo. Sigur că da. Prima de toate, se spală bine ouăle. Cum bine se știe, se spală ouăle, se pune la fiert în apă cu sare. Aproximativ 5 minute. Pregătim apa în care, culoarea în care le scoatem pentru a le colora. O facem din apă, fierbem cu coș, deci apă roșie, care este pregătită dinainte. Femeile gospodine își pregătesc coș, deci apă roșie, le fierb într-un litru de apă, cantitate mai multă. După care se strecoară și se fierbe din nou apa obținută cu la jumătate de kilogram de lichid, 10 linguri de oțet, o lingură de sare. Se fierbe bine, după care o să dăm drumul la ouă pentru a le colora. După ce le punem în apa colorată, le mai lăsăm aproximativ 5 minute, le scoatem pe o bucată de hârtie absorbantă. Când s-au mai răcit, le punem în palmă un pic de grăsime sau de ulei și le trecem prin grăsime. Așa este procedura pentru a avea luciu și se pronunță mai bine culoarea. Ouăle încundeate sunt altfel. Da, sigur. Dar nu oricine poți să facă ouăle încundeate. Sunt cunoașteți oameni care fac asta? Da, sigur. Trebuie să fie niște oameni speciali. Da, au o calmitate în ei, deci trebuie să fii foarte calm ca să poți face desenele perfect care se află pe ele. Ei sunt niște artiști anonimi. Foarte adevărat, într-adevăr sunt niște artiști. Ce culori folosesc ei în plus față de roșul dumneavoastră? Aici vorbim despre înroșitul ouălor. Da. Potrivit se folosește pascale. Maro cu bej, verde cu bej, roșu cu negru. Astea sunt culorile care încondează ouăle. Mai există o tehnică de a înfrumuseța acest ou de Paște, punându-l la fiert într-o bucată de pânză foarte subțire cu o frunză de pătrunjel, da, sau cu frunză de mărar proaspăt ca să ieșită. Rămână modelul, da. Exact. Da. Se întâmplă și la frații în așa ceva? Da, femeile mai în vârstă, care ele în anii anteriori făceau lucrul acesta, fac și acum. Dar nevestele mai tinere chiar nu mai fac procedeul acesta. Femeile mai în vârstă făceau, cum spuneți dumneavoastră, cu frunze de pătrunjel, cu încondeiază ouăle. Oul de Paște, firește, iarăși spun, cele mai reușite, cele mai frumoase, omogene în culoare, sunt puse alături de pască și de cozonac. Da. Poate și alături de o bucată de carne, deși mai rar povestea cu carne la biserică, însă se duc toate la preot. Se pune și o bucată de carne, se pune în coșul care îl pregătim pentru dus la sfințit. Dumneavoastră puneți? Sigur că da. Și ce mai puneți acolo? Ouă roșii, încondeiate, pasca, o bucată de cozonac sau babă, cum se face la noi specific. Nu am vorbit despre lucrul acesta, sunt niște forme din lut. Voiam eu să vă întreb acum. Da, care se fac babele doar de Paști. Se fac babele și se pun în coșarcă, care se mănâncă tot la masa festivă de Paști. O bucată de carne, ce fiecare ce consideră că... O bucată de
brânză, pentru că este o zonă în care oamenii cresc animale, sigur, încă sunt, mai cresc sunt animale. Care își fac caș dulce, prepară, care au oi, pregătesc caș dulce, se pune în coș. Unii au curaj să meargă și cu ceapă verde? O, fi, nu pot să vă spun, asta chiar nu știu. Se dar întâmplă sunt... o competiție așa nedeclarată între felul da, în care este. Arată coșul da. Chiar gospodinile se uită de... să fie coșul cât mai frumos a ei, fiecare își pregătește ce mai frumos, ce este mai bun ca să pună în coșul care îl duce la sfințit, în noapte de înviere. Cu copii, fără copii, cu toți ai casei sau doar cu câte un reprezentant? Câte un reprezentant, da, și sunt femei care stau toată noaptea în biserică la Sfânta Slujbă de Înviere. După aia ies cu coșul la afară la sfințit. E masa specială asta de Paște. Da. Sărbători masa... foarte... Eu cel puțin pentru mine sunt ceva unic. Cel mai mult îmi plac sărbătorile pascale. Sunt mai profunde, mai aproape de spiritul creștin. Mai de suflet, da. Și ceva unic. V-au dat lacrimile, de ce? Da. De ce? Pentru că trăiesc foarte mult momentul sărbătorilor pascale. Adevărul este că învierea înseamnă și învierea noastră, nu doar învierea Domnului Iisus da. Hristos. Da. Și că, de fapt, ieșirea din amorțire așa. Coincide cu această dezmorțire a lumii întregi, iar noi prin asta îl cinstim pe Iisus. Așa este. De asta și, cred că îmi și dau lacrimile. Și ne-l aduce mai aproape de noi, că de multe ori uităm de el. Da, așa este. Iar Paștele e un pretext perfect de a-l aduce mai aproape la casa noastră, la vatra noastră, în sufletele noastre. Da. Și cu mic, și cu mare, și cu bătrân, și cu animal, și cu om. E important ca Iisus să fie mereu cu noi. Să-l cinstim pe Iisus, da. Și să știm noi treaba asta, că El știe, dar noi trebuie să știm treaba asta. Asta, de fapt, înseamnă să fii atent la brânza de la Pască, să fii atent la lumina de la biserică, da. Să spui omului privindu-l în ochi, nu în alte locuri. Hristos a înviat și să te bucuri de fiecare lucru care ți se întâmplă în viață, da. Mai ales acum, la Paște. Și după un frumos post de... care îl parcurgem, masa de dimineață când ne adunăm toată familia acasă, ciocnim un ou roș, spunem Hristos a înviat, este unic. Într-adevăr, sunt niște sărbători foarte frumoase și să le petrecem toată lumea cu sănătate, cu bucurii și cu tot ce își dorește fiecare. Și cu suflet curat, așa. În primul rând, da. Hristos a înviat, mulțumim tare mult pentru găzduire, pentru explicații, sănătate să aveți și dumneavoastră și membrii casei dumneavoastră, foarte importantă treaba asta, și să ne vedem sănătoși și când se întâmplă ca la Frasin să fie și alte evenimente ale comunității în care oamenii se adună la bine, că de rău suntem sătui. Așa este. Vă mulțumim și noi pentru că ne-ați vizitat, ne-ați onorat prezența, vă mai așteptăm pe la noi și sărbători fericite la toată lumea. Mulțumim, Doamne ajută, Hristos a înviat! Adevărat a înviat!